Gata? Credeți că putem începe? Da? Un pic. Cât? De mare sau de mic? Gata? Da? Bun, vă salut pe toată lumea, bună ziua vă spun. Mulțumim pentru prezența dumneavoastră astăzi la conferința noastră de presă, conferință organizată de Partidul Național Liberal, filiala Neamț, și în formula în care ne vedeți cu domnul vicepreședinte al Biroului Politic Național, al domnul deputat Laureanu, și cu domnul prim vicepreședinte Eugen Țapu, o să susținem o conferință de presă, conferință de presă care va avea ca principal obiectiv prezentarea măsurilor luate de guvernul Orban. Pentru început o să-i dau cuvântul domnului prim vicepreședinte Țapu. Domnul senator, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, vă spun și eu. Bine ați venit la conferința noastră de presă. Întâi de toate trebuie să amintim care au fost premisele preluării guvernării, și anume stabilizarea României într-un moment critic prin corectarea derapajelor produse de Partidul Social Democrat în ultimii 3 ani de zile, și o atitudine corectă în actul de guvernare cu oameni competenți care își înțeleg menirea de a fi în serviciu public, spre deosebire de sfidarea care a dominat guvernarea Partidului Social Democrat. Când a ajuns la Palatul Victoria, cabinetul Orban a avut de rezolvat o serie de priorități pe care o să le amintesc în continuare. 1. Rectificarea legii bugetului de stat și a legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru 2019. 2. Elaborarea proiectelor legii bugetului de stat și a legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020. 3. Nominalizarea candidatului pentru funcția de comisar european din partea României. 4. Pregătirea infrastructurii de transport și a sectorului energetic pentru perioada de iarnă. 5. Avizarea proiectului de lege pentru abrogarea recursului compensatoriu și consolidarea serviciului de probațiune pentru monitorizarea condamnaților eliberați condiționat. 6. Adoptarea măsurilor necesare pentru a evita riscul de dezangajare a fondurilor europene și pentru soluționarea situațiilor care fac obiectul procedurilor de infringement. 7. Inițierea procedurilor pentru desemnarea titularilor la conducerea parchetelor. 8. Prorogarea intrării în vigoare a prevederilor referitoare la pensionarea magistraților de la 1 ianuarie 2020. 9. Organizarea examenului de rezidenția pentru absolvenții facultăților de medicină. 10. Desecretizarea documentelor din Ministerul Afacerilor Interne necesare în ancheta privind dosarul 10 august. Asigurarea condițiilor pentru buna organizare a alegerilor prezidențiale din 10 noiembrie și din 24 noiembrie, reorganizarea guvernului cu 16 ministere și a structurilor subordonate, inclusiv deparazitarea administrației de sinecuriști aduși de Partidul Social Democrat. Și aș mai aminti în continuare cam ce a găsit guvernul Orban la instalare. Restanțe la Programul Național de Dezvoltare Locală, peste 5 miliarde de lei. Bani neplătiți către companii. Sumele din fonduri europene care riscă să fie dezangajate până la sfârșitul anului, 600 de milioane de euro, doar în cele 2 luni rămase până la sfârșitul anului, și 3,2 miliarde de euro în 2020. La sumele nerambursate din TVA, rambursarea s-a făcut și la 9 luni. Întârzierea la rambursare a sumelor datorate de stat prin TVA către companii de aproximativ 7-9 luni. Și aici suma totală e mai mare, peste 7 miliarde. Deficitul bugetar la 9 luni, 2,76, chiar 2,9 mai exact, după calculele făcute. Deficitul la Fondul Național Unic de Sănătate a ajuns aproape de 3 miliarde de lei. Spitalele regionale prevăzute a se construi până în 2020, încă la stadiul de studii de fezabilitate. Medicina de familie abandonată. În 3 ani de guvernare PSD s-au deschis circulații tronsoane de autostradă circa 90 de kilometri,
începute anterior, în guvernarea dinainte, au promis construcția 2500 de creșe și grădinițe și unități after school, au construit 90, diferența e 2410, au promis îmbunătățirea condițiilor din penitenciare și au eliberat în jur de 20.000 de infractori. Manualele școlare lipsesc la fiecare început de an școlar, de 7 ani, nu de acum. Alocațiile au crescut doar în urma legislației promovate de Partidul Național Liberal. În continuare o să vă spună domnul deputat și soluțiile abordate în primele 2-3 săptămâni de guvernare. Mulțumesc, domnul senator, domnul vicepreședinte, domnul deputat Leoreanu, vă rog dumneavoastră. Sărmâna, bună ziua! Aș vrea să vă spun că Partidul Național Liberal se află la guvernare de doar o lună. Doar o lună și totuși în această lună a lucrat într-un ritm intens, la foc continuu. Ați văzut că ședințele de guvern au durat și după miezul nopții, pentru că guvernul s-a confruntat cu foarte multe probleme. Domnul senator Eugen Țapule a trecut pe principalele în revistă, dar sigur foarte multe probleme încă parazitează activitatea până când guvernul va reuși să aducă într-o operaționalizare toate sistemele. Lucrurile nu sunt foarte simple, au existat blocaje la nivel european, la nivel național, la nivel regional, la nivel local. Prima deblocare a fost aceea numirii comisarului european, Adina Vălean. Știți că a fost discutat și propusă și votată în, și audiată în Parlamentul României și de asemenea agreată la Bruxelles. Ceea ce e un lucru de recunoaștere, dar și de onoare și demnitate pentru români. De asemenea, avem doi președinți a unor comisii foarte importante în Parlamentul European, comisii care gestionează proiecte, fonduri importante, atât președinția la transporturi, cât și la energie. De asemenea, vreau să vă spun că la nivel național, activitatea guvernamentală a început cu restructurarea guvernului, de la 26 la 16 ministere, iar printre primele acțiuni, 100 de demnitari numiți pentru asigurarea unor sinecuri de către PSD au fost demiși, reorganizându-se ministerele. Sigur că toată această acțiune va coborî și în teritoriu, pentru că dorim niște sisteme funcționale, suple, flexibile, nu parazitate de sinecuri și în același timp de o lentă sau o lentoare, mai bine zis, a activității. Ulterior, guvernul a avut pe agenda imediat organizarea legilor prezidențiale, activitate care s-a desfășurat în condiții foarte bune și ați văzut că niciuna din formațiunile politice nu a sesizat derapaj sau altfel de lucruri care să influențeze într-un fel alegerile prezidențiale. De asemenea, s-au luat măsuri de prevenție la timp pentru împiedicarea răspândirii pestei porcine. Au fost făcute analize, anchete și au fost demiși responsabili care nu s-au implicat, astfel încât lucrurile să fie ținute sub control. Concomitent, s-a insistat pe desecretizarea dosarului de 10 august și ați văzut că lucrurile au înaintat, sunt deja elemente în plus care au ajuns în fața organelor de anchetă care au fost ținute ascunse în sertare și lucrurile continuă în acest sens, astfel încât opinia publică, toți cei interesați de acest subiect din țară, dar și din diaspora, să știe cu adevărat ceea ce s-a întâmplat, iar cei vinovați să răspundă. De asemenea, guvernul a reușit în doar 2 săptămâni de la instalarea sa să deblocheze 42 de proiecte de apă și canal în valoare de 4 miliarde de euro. Aceste proiecte erau prin sertarele guvernului PSD uitate și prin deblocare acestea vor primi fonduri europene. Mai mult decât atât, după ce guvernul PSD, guvernele PSD, mai bine zis, că au fost vreo 4 guverne PSD, Ponta, Grindeanu, Tudose, Dăncilă,
au refuzat banii europeni de la Bruxelles. Dacă vreți, într-o speță, vă spun, spitalele regionale, unde noi am insistat și gândiți-vă că la începutul guvernării PSD au promis 8 spitale regionale, noi am solicitat PNL-ul să deblocheze și să facă demersuri necesare măcar pentru 3, Iași, Cluj și Craiova. Iată că nu s-a întâmplat nimic până la venirea guvernului PNL, iar acum deja s-au depus solicitările de finanțare la Bruxelles pentru 2 spitale regionale, Iași prima dată și ulterior și pentru Cluj s-au făcut aceste demersuri. De asemenea, ministrul agriculturii a deblocat sumele pentru plata subvențiilor pentru a asigura continuitate în vederea finanțării agricultorilor. 2,2 miliarde au fost asigurate pentru a reduce timpul de așteptare din momentul autorizării la plată și până în momentul casării sumelor cuvenite. De asemenea, tot guvernul liberal, guvernul Orban, a reușit să acceseze fondul de solidaritate al Uniunii Europene în vederea asigurării despăgubiri pentru calamități și vă aducem aminte aici că încă din toamnă europarlamentarul PNL Sigrid Mureșan a făcut un demers în acest sens în Comisia Europeană și a reușit să obțină fonduri pentru eliminarea dezastrelor în urma calamităților. Acești bani au ajuns, guvernul i-a instrumentat și în momentul de față sunt în sprijinul autorităților care au suferit în urma acestor calamități în județele din nord-estul României. Ne referim la inundațiile 2018. În plan legislativ vreau să vă reamintesc câteva lucruri care au trenat de foarte mult timp, pe care Partidul Național Liberal mereu le-a promovat, dar în același timp, susținându-le, a și fost blocat de către majoritatea PSD. Și vă aduc aminte de curând că 3 obiective importante pe care de altfel Partidul Național Liberal le are și menționate în programul de guvernare au fost rezolvate pentru români. Ne referim la abrogarea recursului compensatoriu. Datorită acestui recurs compensatoriu, peste 21.000 de infractori au ieșit mai repede în stradă, din care aproape 2.000 s-au întors înapoi, acolo unde le era locul, dar cu ce victime, cu ce suferințe, cu ce drame, cu ce tragedii. Și vă aduc aminte ceea ce s-a întâmplat la Alba Iulia, în holul, acolo unde domnișoara din fața liftului a fost mutilată, bătrâni de la Mediaș care au fost uciși, crima de la Oradea și așa mai departe. Violuri, tâlhării cu violență, 509 fapte cu violență s-au produs de către cei care au beneficiat de recursul compensatoriu. Acum, prin vot, deși proiectul de lege din 2018 semnat de 10 parlamentari PNL și vă anunț că printre cei 10 sunt și eu ca inițiator, aceste legi de abrogare a recursului compensatoriu a fost respins în Senat de majoritatea PSD, am reușit acum în Camera Deputaților să-l promovăm și acest lucru pe care noi l-am solicitat de atâta timp să se întâmple. De asemenea, aș vrea să vă amintesc de eliminarea supraaccizei la combustibil. Un lucru pe care noi l-am anunțat, pe care, dacă vă aduceți aminte, guvernul Ponta a anunțat că nu va introduce suprataxarea, apoi a introdus-o, apoi a fost majorată. Noi am spus și avem un program de guvernare că vom elimina supraacciza la combustibil și am reușit tot printr-un proiect de lege adoptat în Parlament să eliminăm această supraacciză și așteptăm ca odată cu 1 ianuarie să constatăm și atunci când vom fi prezenți la pompe, la pompa de încărcat rezervorul mașinilor, că prețul va fi mai mic, preconizăm în jur cu 30 de lei la un plin, că prețul va fi mai mic în urma eliminării supraaccizei. Și un alt lucru important, al treilea, tot prin proiect de lege, tot în Parlament, tot pe care noi mereu l-am susținut, eliminarea supraimpozitării muncii part-time. Și vreau să vă spun că foarte bune reacții au venit atât din partea mediului de afaceri, cât și a opiniei publice, inclusiv din rândul mass mediei, să știți, oameni care aveau astfel de contracte, pentru că
și în presă, și în ONG-uri, și în instituții, existau astfel de activități care nu reclamau prezența unui angajat 8 ore pe zi. Sau un angajat avea 8 ore pe zi un contract full-time într-o anumită instituție, la un anumit loc de muncă, dar dorea să mai presteze o activitate de 4 ore. Sau era într-o situație, eu cunosc astfel de cazuri, în care avea un copil cu probleme, nu putea 8 ore să fie prezent, dar 4 ore ar fi putut să muncească. Nu era normal să fie supraimpozitat pentru cele 4 ore la nivelul unui contract full-time. Iată trei lucruri anunțate de Partidul Național Liberal și care, din deziderat, s-au transformat în faptă. De asemenea, aș vrea să ajung la zilele noastre și să vă informez de ce s-a întâmplat acum în Parlament. Alte trei lucruri pe care noi le-am anunțat, alte trei lucruri pe care noi le-am promovat și acum s-au realizat prin angajarea răspunderii guvernului. Așa, din capul locului, să vă spun foarte clar, pentru că poate mulți nu sunt obișnuiți cu acest mecanism. Acest mecanism de angajare a răspunderii guvernului este mult, mult mai transparent decât ceea ce înseamnă emiterea ordonanțelor de urgență. În primul rând, are loc o dezbatere publică, prezentarea proiectului. În al doilea rând, se pot depune amendamente. În al treilea rând, poate fi atacat legea la Curtea Constituțională, dacă se constată elemente de neconstituționalitate. Mai departe, această lege ajunge la promulgare la președinte. Dacă președintele consideră că sunt elemente care încalcă alte legi sau elemente de neconstituționalitate, poate întoarce legea la Parlament sau poate sesiza la Curtea Constituțională. Pe când ordonanța de urgență, în momentul în care se dă, ea odată cu publicarea deja își produce efecte. Deci este evident un mecanism mult mai transparent. Iată că prin acest mecanism al angajării răspunderii guvernului, în această săptămână au fost promovate trei proiecte de lege foarte importante și pe scurt am să vă spun despre adoptarea legii plafoanelor. Foarte important, se referă la principale indicatori macroeconomici, fără de care nu poate fi adoptată legea bugetului. Și acest lucru s-a întâmplat în această săptămână. Vorbim de ordonanța 51, abrogarea ordonanței 51 dată de PSD și noi am spus la acel moment că această ordonanță va crea anumite repercursiuni în acest domeniu, iar cea mai importantă este că elevii nu-și mai puteau deconta naveta. Erau copii care nu mai puteau să meargă la școală pentru că părinții nu-și puteau permite să plătească acest serviciu. Pentru că, prin ordonanța 51, transportul intrajudețean nu mai era considerat serviciu public. Și aduceți-vă aminte ce s-a întâmplat și la Piatra Neamț cu troleibuzul. Lucruri care se elimină acum prin abrogarea ordonanței 51. Și al treia lucru, legile justiției, prorogarea unor termene, pentru că așa cum era momentul de față, s-ar fi intrat într-un impas în justiție. Pensionarea s-ar fi făcut mult mai repede, ceea ce înseamnă că ar fi golit de conținutul resursei umane acest sistem. 2. Trecerea în magistratură de la 2 la 4 ani presupunea un termen mult mai lung și de asemenea crearea unui gol pe resursa umană importantă în sistemul de justiție. Deci sunt lucruri foarte importante care s-au decis în această perioadă, în doar nicio lună, pentru că lucrurile trebuie să funcționeze. De asemenea, săptămâna viitoare este foarte posibil să avem o nouă angajare a răspunderii pe modificarea ordonanței 114 și știți că și acolo avem niște probleme, în special pe domeniul energiei, dar și pe domeniul economic. Trebuie adus într-un mod în care lucrurile să funcționeze normal și guvernul își propune ca până la sfârșitul anului să aibă adoptată și legea bugetului pentru anul 2020, însemnând ca după foarte mulți ani, un guvern să adopte legea înainte de începerea anului financiar pentru care legea trebuie să opereze. Eu zic că sunt lucruri importante și mult mai mult decât atâtea lucruri sunt care s-au întâmplat, dar eu v-am prezentat principalele repere la nivel european, la nivel național, la nivel regional și la nivel local. Mă refer aici și la rectificare. Gândiți-vă că pe rectificare se va reuși ca să se
vină mult mai aproape la rambursările de TVA, avem întârzieri la rambursări TVA către firme și de 8-9 luni de zile, la plata concediilor medicale, unde avem întârzieri de un an de zile și firmele gâfâie, plus plata contractelor, facturelor, PNDL, acolo unde localitățile așteaptă de luni bune și firmele sunt blocate în acest moment. Se va face o analiză, Ministerul Dezvoltării va face o analiză și acolo unde lucrurile sunt în conformitate cu starea de fapt, cu lucrările și cu facturile, se vor face plăți. Eu cred că guvernul într-o lună de zile deja a mișcat în sens pozitiv foarte multe lucruri și avem așteptări mari pentru anul 2020. Vă mulțumesc frumos! Și la urmă așteptăm dacă aveți întrebări. Domnul președinte. Mulțumesc frumos, domnul vicepreședinte. Cu permisiunea dumneavoastră am să mai punctez două, trei aspecte care probabil din grabă au fost trecute cu vederea și nu din alt considerent. Și în completare, aș mai menționa că tot guvernul Orban a deblocat finanțările pentru tot ce înseamnă partea medicală și în domeniul sănătății aș menționa în primul rând screening medical pentru cancerul mamar și de col și de colon, pardon, unde sunt peste 100 de milioane de euro deblocați, cu 1 milion de euro beneficiari estimați. De asemenea, pe lângă aceste aspecte, aș menționa pe partea de transporturi deblocarea și semnarea ordinelor de începere a lucrărilor pentru drumul expres Craiova-Pitești. Nu aș trece cu vederea faptul că în momentul de față a fost deblocat examenul de rezidențiat pentru data de 8 decembrie, știți că a fost soluționată această problemă și nu în ultimul rând că a fost rezolvată problema finanțării și tot ce a însemnat ca situație administrativă la SALROM ca și măsuri naționale, plus restructurarea guvernului de la 26 de ministere la 16 cu tot ce a însemnat aparat și continuă în acest sens o organizare în ideea de a debirocratiza sistemul. La final aș vrea să menționez un singur mesaj care este transmis și în spațiul public anterior în această săptămână și este într-un consens într-o unanimitate în gândirea politică a Partidului Național Liberal, indiferent că vorbim pe plan local, neamț sau național, și anume, toate proiectele de investiții care au fost începute în județul Neamț vor continua. Orice voce solitară sau tot mai solitară care spune că nu vor continua, nu face decât să fie într-o mare eroare și să transmită mesaje distorsionate. Noi, ca și parlamentari și toți colegii din Partidul Național Liberal, vor continua și vor susține proiectele de investiții din județul Neamț, indiferent de obiectiv. Un singur lucru însă trebuie spus. Fiecare proiect de investiții se va derula conform cadrului legal. Bănuiesc că și până acum a fost la fel. Nu voi intra în altfel de polemici, în altfel de teme, ci doar am să spun că și drumul Piatra Neamț-Bacău sau drumul de la Bicaz la Poiana Largului sau autostrada, despre care știți foarte bine că noi am vorbit de foarte multe ori și tot guvernul Orban va fi cel care îl va demara, sau orice alt proiect de investiții va fi continuat și susținut de Partidul Național Liberal în parametrii corecți, legali, tehnici, după cum a spus și Ministrul Transporturilor, după cum vor spune fiecare din miniștrii de resort, dacă va fi cazul pe fiecare proiect în parte și nu le-am menționat. În rest, vă stăm la dispoziție pentru întrebări, asigurându-vă că nu avem decât un singur obiectiv, de a fi cât se poate de transparenți și de a fi cât se poate de clar ca ceea ce am promis în campanie, noi vom duce mai departe și vom susține. Vă rugăm! Deci nu este vorba de blocări de plăți, de ce se aude în spațiu public. Nu este blocată nicio plată, la niciun drum, la nimic. Totul de curge cu continuare normal. Domnul Iosub, o plată, vorbind general, da. Pentru a fi făcută, presupune în prealabil o factură emisă, care factura emisă presupune în prealabil un serviciu prestat cu un deviz de lucrări, dacă vorbim despre partea de lucrări, sau un deviz care este conform cu realitatea și care se va plăti. Finalul anului 2019 va găsi guvernul Orban cu facturile achitate către operatorii care au emis astfel de facturi. Bănuiesc că cei care vor emite facturi au, sau au făcut-o, au emis în conformitate cu realitatea.
fac o paranteză, pentru că sigur nu este pe aici cazul de așa ceva. Dar niciodată nu se va plăti factura pentru un acoperiș al unei școli care nu există școala. Mă scuzați pentru această paranteză. Dacă există școala, există și acoperișul. Nu? Mulțumesc. Dar vreau aici să completez un pic și eu, dacă îmi permiteți. Nu cred că trebuie să facem referire la o anumită lucrare sau la un anumit obiectiv. Noi trebuie să facem referire la tot ceea ce se întâmplă în județul Neamț, că acest lucru ne interesează, ca să nu extrapolăm la Moldova sau la România. De asemenea, aș putea să vă spun că există facturi din august sau septembrie neplătite la anumite lucrări la Roman. Nu și-a pus nimeni întrebare de ce au fost tărăgănate și duse până acum. Sigur că guvernul caută să facă flexibilizări și fluențe în plăți. Dar vreau să vă spun că, de exemplu, cu toate că de la 1 septembrie s-au mărit pensiile, guvernul nu a avut prevăzut în buget toată suma necesară plății pensiilor. Mai bine de o jumătate de miliard de lei nu exista. Și atunci, sigur că au trebuit. V-am dat doar un exemplu și în partea socială. La fel se întâmplă. Nu existau bani și a fost rectificat, de asemenea, să dea pentru Ministerul Dezvoltării plăți la PNDL. Deci lucrurile se așează într-o ritmicitate, în ordinea vechimii facturilor, în ordinea sumelor, a importanței, a stării fazelor, pentru că se analizează și faza, și a spus foarte bine domnul președinte, s-a făcut decontare pentru un acoperiș. Se vine să verifice. Este într-adevăr făcut sau s-au luat doar materiale și se încălzează și manopera și se va face mai încolo. Deci toate lucrurile se analizează și prin prioritizare vor fi plătite, nu se va bloca niciun obiectiv. Ministerul Dezvoltării tocmai a făcut public un comunicat de presă prin care anunță că 187 de proiecte prin PNDL 1 și 2 au fost deja oprite la plată. În listă este menționat și județul Neamț, cu toate că dumnealor, într-o listă prezentată ca și atașament, vorbesc despre 173 de controle și doar 38 de proiecte blocate. Celelalte, aveți idei care sunt din județul nostru? Vă răspund cu celeritate ceea ce v-am spus puțin mai devreme. Orice obiectiv de investiții cu o factură emisă în conformitate cu realitatea va beneficia de finanțare. Știu despre acest document dat publicității, despre acest titlu apărut în presa națională, știu despre acest aspect, dar mesajul vreau să fie simplu și clar. Orice obiectiv de investiții cu o factură emisă în conformitate cu realitatea va avea finanțare. Finalul anului 2019 va găsi orice factură achitată, dacă este în conformitate cu realitatea. Care înseamnă cu legea. Când am spus legal, realitatea, mă refer la tot ce înseamnă cadrul legal. Au fost, într-adevăr, de la Ministerul Dezvoltării emise, trimise câteva controle, unele s-au finalizat, altele sunt în curs de finalizare. Dacă este cazul să discutăm punctual despre vreun obiectiv, oricând stau la dispoziție pentru a face documentația necesară, dar principiul acesta este, nu se va bloca niciun fel de finanțare a priori, pe criterii politice sau pe orice alt criteriu care să nu aibă legătură cu conduită morală și corectă profesional. Tot ce s-a lucrat se va plăti, singura condiție este să existe în realitate și să fie fost respectată legea. Eu mă întrebam despre o listă despre care deja se vorbește că a fost întocmită, dar nu a fost făcută publică. Nu am în momentul de față, mai mult de atât, să vă spun, se va emite. Dar tot ce este făcut corect se va primi finanțare. Domnul deputat a spus despre Roma, unde este direct interesat ca ceea ce s-a lucrat să fie achitat. La fel sunt și alți colegi primari, nu contează culoarea politică, care mi-au atras atenția. Dar la fiecare, și dacă este cazul, să luăm un obiectiv separat, îl luăm și îl analizăm. Uitați, eu vă pot da un exemplu de un obiectiv la comuna Ion Creangă, unde oamenii de acolo mi-au făcut o sesizare, am întrebat de ce nu s-au mai făcut plăți, de ce e blocat și nu se lucrează. Chiar nu am știut, m-am interesat și pot să vă spun, am înțeles că este rezultatul unei anchete acolo în momentul de față. DNA. Nu știam, da, la o instituție face verificări. În momentul când apare un astfel de lucru, clar că se blochează orice demers. Și până când se dă verde, lucrurile sunt într-un anumit repaus. Din 178 de facturi blocate, 29 au fost retrase chiar de beneficiari.
Domnul Vinca, suntem în aceeași gândire și nu aș vrea să intru, pentru că obiectivul Partidul Național Liberal nu este să blocheze economia, va susține mediul privat, adică va plăti ceea ce s-a lucrat Guvernul României, doar că lucrurile trebuie să fie simple, corecte. Dacă mai sunt alte întrebări. Când vom vedea primul om din administrația publică sau națională sau de concentrate angajat pe orice altă bază de competență de către PSD și trimis acasă? N-am înțeles. Când veți începe curățenia care ați promis-o în angajații instituțiilor? Am înțeles. Acum. Domnul Iosub, răspunsul este dat în ceea ce am expus fiecare dintre noi și am subliniat. Faptul că din 26 de ministere s-a ajuns la 16 înseamnă o reorganizare. Reorganizarea administrativă va fi făcută la nivelul fiecărui minister de către ministrul de resort după o analiză clară în teritoriu. Nu vom avea obiective politice pătimașe, noi ca și parlamentari sau Partidul Național Liberal în Neamț, de a genera vreun haos la nivel administrativ. Dumneavoastră, ca și fiecare dintre noi, cred că îi cunoașteți poate dumneavoastră mai bine pe toți cei care sunt în funcțiile administrative și puteți evalua pe fiecare pe gradul de competență sau nu. La fiecare schimbare de putere, acești oameni tot au fost schimbați. Niciunul nu a plecat acasă, toți au rămas în fața banii publici pe alte funcții. Mai mici, mai mari. Unii nu au fost schimbați niciodată. Unii chiar nu au fost schimbați de la Revoluție din 89. Da, da. Deci, unii nu au fost schimbați. Oricum se mișcă dintr-o parte într-o alta. Asta este. Pentru a nu genera și pentru a fi în, ca și în mesajul principal de la punctul precedent, pe tot ce a însemnat latura economică, cred că cel mai bine este când vorbim punctual, să vorbim punctual, principiul este același. Partidul Național Liberal nu va bloca nici administrația, după cum nu va bloca nici economia. Ci vom vorbi doar despre debirocratizare, transparentizare, o cheltuire eficientă a banului public și nu o risipă, și în care fiecare trebuie să-și facă serviciu conform fișei postului în care a fost nominalizat, pe în baza unui concurs fiecare sau cum a avut. Și o ultimă întrebare pe care o să spunem și la celelalte convenții de presă, la celelalte partide. Dacă puteți să ne spuneți fiecare dintre dumneavoastră ce grad militar aveți în livrez militar? Nu știu, cred că... Eu nu am livrez militar. Locotenent sau sublocotenent eram ultima dată, când mai țin minte. Dar eu sunt colonel. Beneficiar a 3 concentrări și absolvent a Colegiului Național de Apărare și a 2 operațiuni pe calamități în coordonare și comandament cu apărarea. De ce? Asta? Nu știu. Vreți să faceți un articol cu grade? Cu toate. Cu toate gradele. Cu toate gradele din politică. Ok. Și Celsius? Și Celsius? Toate. Și Fahrenheit? De da? Menționat și știut că... De exemplu, suntem în ofițeri în retragere, nu beneficiem de nicio pensie, de nicio indemnizație, de niciun beneficiu. Știți că au fost multe liste cu mulți coloneli în Neamț? Eu am fost verificat. Da. Dosarul meu a fost verificat. Apropo de recursul compensatoriu, o primă întrebare pentru domnul senator Țapu. Pe 13 martie 2014 erați unul din cei 21 senatori PNL care au votat proiectul de lege pentru recursul compensatoriu. Repet, 13 martie 2017. Pentru ce? Legea recursului compensatoriu. 13 martie 2017. Așa. Întrebare. Informația este corectă sau nu trebuie? Nu cred că e corectă. N-am votat așa ceva. Mulțumesc. Eu știu că un singur caz a fost care a anunțat chiar atunci. A fost o greșeală. La un coleg, dar care a revenit și a spus imediat când a fost o greșeală. Un singur caz știu că a fost. Eu n-am auzit domnul senator Țapu. 2017, mai ales. Da, din legislatura asta e. O altă întrebare. La fel vă rog să confirmați. Da, aveți, auziți-mă, ca să... Aveți pe site-ul Senatului? Da, știu, mulțumesc. Acolo ați verificat? Noi acum am întrebat. Verificați, da. Da, bine.
O întrebare pe care, la care la fel vă rog să se confirmăm dacă informația este reală sau nu, circulă de câteva zile în mediul public, apropiat de, în susă apropiate de PNL, ideea că dacă nu reușește PNL-ul să îndrepte actuala situație cu votul la primar pe un singur tur, să-l îndrepte spre două tururi, ar avea PNL-ul ca soluție de backup redeschiderea voților pentru primarii foști PNL trecut la PSD sau chiar reprimirea oricărui PSD-ist care poate vine la PNL și propriul vot. Vă rog să vă spuneți o să informați. Domnul Vinca, v-am răspuns și la conferința de presă pe această temă din, ziua de miercuri după primul tur. Vedeți dumneavoastră, a fost, da? Cred că în jurul 10 noiembrie a fost acea conferință de presă. Informația pe care v-am dat-o atunci rămâne valabilă. Partidul Național Liberal are o decizie luată în luna august, cred, în care spune că nu va primi niciun membru PSD. În momentul de față, Partidul Național Liberal are, cum a exprimat și președintele Partidului Național Liberal, domnul premier Ludovic Orban, ca și intenție fermă, clară, ca și dorință corectă, legitimă, pentru democrație, de a obține votul pentru ca în Parlament sau prin asumare de răspundere, după cum va decide premierul, să votul la primar să fie în două tururi. Ce faceți dacă în continuare PSD-ul și UDMR-ul nu sprijină această inițiativă? Noi vom câștiga alegerile locale. Nu, dar ce faceți să... V-am răspuns. Vom candida și vom pe legea care va fi din forul legislativ. Informal, vă spun. Nici în 2016 nu a fost vot în două tururi. Au fost foarte puțini primari PNL la lansarea candidaturilor, au fost foarte mulți primari care au câștigat bătând sau câștigând competiții cu primari vechi. La fel va fi și acum, în 2020. Noi, în județul Neamț, Partidul Național Liberal, avem o strategie clară, corectă, coerentă și transparentă, prin care dorim un singur lucru, ca să construim o echipă pentru un orizont de timp mediu. Și nu e o vorbă pe care vă spun și știți foarte bine că e o bază a gândirii politice pe care am promovat-o. Nu vom merge pe ideea de a primi oameni de dragul de a avea un număr cât mai mare de primari. Vom avea colegi care vor câștiga primării, indiferent că este într-un tur sau două, în 2020, în localități unde sunt primari PSD cu state vechi sau cu activitate veche. Am răspuns? Da. Iar întrebarea mea a plecat de la declarații plecate... N-au legătură cu... Nu știu pe cine vedeți dumneavoastră lider PNL, nu știu. Nu cred că nici cei de la tineret, nici cei de la femei... Dar nu se referă neapărat la Neamț. Nu. V-am răspuns... în județul Neamț, nu avem astfel de... Cum vreți să spuneți? Temeri, preocupări în agenda. Dar Partidul Național Liberal... Domnul Iosub, scuze. Partidul Național Liberal... are inițiativă legislativă alegerea primarilor în două tururi de scrutin, care e pe circuitul legislativ. Uh-huh. Da? Asta e una. Doi, și partidul și-a exprimat clar opțiunea de a, că preferă alegerile în două tururi de scrutin. De aia noi suntem pregătiți și aici la nivel de județ Neamț să câștigăm alegerile și într-un tur și în două tururi de scrutin, dacă asta era problema. Și vis-a-vis de întrebarea dumneavoastră inițială de preluarea altor primari, uitați, nu preluăm niciun primar PSD sau PNL care a plecat cu ordonanța 55. Scuze, Eugen. Ok. Hai, domnul Vinca, mulțumesc. Scuze, e în regulă? Da? Mulțumesc. Scuze. Domnul Iosu. Pe același subiect. Cât de mult credeți dumneavoastră că se va respecta acest lucru și nu veți lua de la PSD, ținând cont că o an de zile în urmă la aceeași masă liberale spuneau că nu vor lua de la PDL? N-am înțeles ce trebuie să vă răspund. Acum an de zile, sau nu am înțeles era, ce... Era o conferință PNL, da. Care se spunea că nu va primi pe nimeni de la PDL. Am spus eu așa ceva? Nu dumneavoastră, la aceeași masă. Bun, vă nu știu. Cât de mult credeți? Faptul că mă aflu... Nu se vor lua de la faptul că este o coincidență. Că mă aflu la aceeași masă ca și mobilier și locație. Da.
E doar o coincidență. Nu, partidul sunt din 1999 și nu e o coincidență. Vă răspund încă o dată. Cred, prin tot ce am făcut eu, că am demonstrat că noi, ca și Partid Național Liberal, suntem principiali, corecți și ne respectăm cuvântul. Iar Partidul Național Liberal, împreună cu Partidul Democrat Liberal, în 2014, au făcut un proces de fuziune în care a rezultat un singur partid. Nu știu despre ce vorbiți ca să vă răspund. Dar dacă ar trebui să răspund pentru ce au fost în istorie, va răspunde tot istoria. Eu mi-am motivat întrebarea, dacă chiar se va întâmpla așa ceva. Pentru că se va întâmpla. Ține logic ce spuneți la asta. Sunt temari de la PSD care nu se mai regăsesc la PSD, care de foarte mult timp au relația cu PSD-ul, care se înțeleg foarte bine și cu dumneavoastră chiar. E adevărat, și parlamentari de la PSD care nu se mai înțeleg cu PSD-ul. Dar nu este despre asta vorba. E vorba de principiul pe care vi l-am expus. Noi construim aici, natural, o echipă care, vedeți, cu bune și poate cu momente de tensiune. A rămas aici. Au fost momente când Partidul Național Liberal nu era pe valul guvernării, ci poate era în cea mai de jos perioadă din opoziție. Toată echipa este aici. Chiar dacă în interior or fi fost poate discuții controversate sau dificile. Mulțumesc. Dacă mai sunt întrebări, dacă nu, vă mulțumim și vă